M-am gândit că pentru asta să revenim la subiectul eleganță, care știți că îmi place foarte tare, și să discutăm puțin despre 10 lucruri pe care o femeie elegantă nu le-ar purta. Și asta pentru că m-am gândit eu, decât să vă zic ce ar purta sau ce ar face o femeie elegantă, mai bine v-aș zice ce nu ar face, că de obicei când pui un nu în față, nu știu de ce, dar parcă lumea reține mai bine. Și m-am gândit că dacă vrem să avem așa o apariție mai elegantă sau să evolueze cumva stilul nostru și vrem să transmitem un alt mesaj despre noi, ar fi bine să reținem aceste elemente pe care o femeie elegantă nu le-ar pune niciodată pe ea și nu s-ar atinge în veci de așa ceva, pentru că sunt cumva odată în contradicție cu eleganța, în al doilea rând îți downgrade, îți degradează cumva aspectul și, în al treilea rând, în general, femeile elegante au suficientă educație și suficientă cultură încât să-și dea seama că lucrurile astea, chiar dacă sunt trendy, chiar dacă sunt foarte efervescente, chiar dacă sunt la modă, mare parte din ele sunt chicioase sau, cum am zis, îți strică aspectul. Și o să sun exact cum zic americanii, like a broken record, pentru că v-am zis de foarte multe ori de treaba asta, dar căutați în orice manual de stil, în orice manual de eleganță, în orice manual de protocol, dacă vreți, căutați treaba asta și o să vedeți că nicăieri nu se regăsește. Și mă refer aici la, bineînțeles, blugii rupți. Niciodată o femeie elegantă, nici în ruptul capului, chit că se grăbește, chit că nu are cu ce să se îmbrace, chit că se întâmplă ceva, niciodată, poate cu excepția Halloween-ului, când ar vrea să se îmbrace altfel decât o face în mod normal, poate atunci să poarte o pereche de blugi rupți, dar în rest niciodată, pentru că în garderoba unei femei elegante nu există blugi rupți. Reiau discuția pe care am avut-o de atâtea ori cu voi legată de blugii rupți, și anume, sunt chicioși, sunt urâți, îți dau un aspect neterminat, așa, îți dau un aspect din ăla de așa, de mă interesează, nu mă interesează, mă, așa, și sunt foarte trashy. Știți termenul ăla pe care americanii îl folosesc, și anume trashy. Da, sunt foarte trashy, din păcate. Știu că sunt multe fete care iubesc blugi rupți și îmi doresc totuși să moară. Parcă a început așa ușor, ușor să apună era lor și îmi doresc totuși să moară odată cu intrarea noua decadă a modei, fiindcă nu sunt deloc, nu aduc un beneficiu nimănui. Poți să fii cea mai slabă fără celulită, fără cea mai superbă femeie cu cele mai superbe picioare, în momentul în care ai pus blugi rupți pe tine, ai stricat tot. Și nu e doar părerea mea. Știu că aveți impresia că eu vin doar cu părerile mele aici și că le impun așa. În primul rând că nu le impun nimănui, nu-mi impun nimănui părerile. În al doilea rând, nu e doar părerea mea. Deci sunt foarte mulți oameni care consideră că blugii rupți sunt deja, ar trebui uitați, sunt deja istorie și pe lângă asta nu arăți bine, nu mă arăți. Știu că sunt multe persoane care vor să se identifice cu clanul Kardashian, treaba lor, facă ce vrea, dar iarăși vă zic, clanul Kardashian nu are nimic de eleganță. Nu prea se întâlni cu eleganța, știți? Clanul Kardashian a avut așa momente câteodată Kim, dar au fost accidente ale. Prin urmare, încercați să vă feriți de blugii rupți. Există atâtea soluții minunate de a spune corpul în valoare, de a arăta bine, de a arăta trendy, de a arăta fashionable, de a arăta la modă, de a arăta, nu știu, cum vreți voi, de a arăta, puteți să fiți elegante și trendy și fashionable în același timp. Nu trebuie să le separați și nu trebuie să mergeți pe ideea că eleganța înseamnă să mă îmbrac ca o babă, sub nicio formă. Dar haideți să fim conștiente de ce nu ne ajută, ce nu ne aduce un beneficiu. Iar blugii rupți, credeți-mă că absolut nimănui nu aduce niciun beneficiu. Un alt accesoriu care cumva merge mână-mână cu blugii rupți în ziua de astăzi sunt Adidas și ea masiv, cu talpa foarte mare, foarte chonky, așa, și în general pantofii sau încălțămintea aia foarte masivă. Nu este un aspect
elegant absolut deloc și Adidas e mare și masiv, nu-ți ajută cu nimic silueta, din contră ți-o îngreunează, îți fac ce picioarele mari, ți le face să pară așa uriașe, mai ales când ai o structură fizică mică, de minionă și slăbuță, să vii să pui chestiile alea masive în picioare nu face decât să strice silueta, să strice aspectul și cu siguranță o femeie elegantă. Uitați-vă în alta societate din întreaga lume, nu o să vedeți niciodată o femeie elegantă purtând așa ceva, sub nicio formă, pentru că, din nou, femeile elegante știu foarte bine ce li se potrivește, iar oricât de trendy și de la mod ar fi acești Adidas, sunt foarte urâți, în primul rând, indiferent de brand. Și în al doilea rând, îți strică aspectul. Și de ce ai vrea să pui ceva pe tine care îți strică aspectul, Dumnezeule? Când scopul nostru aici este să ne scoatem în evidență trăsăturile frumoase, să ne punem în valoare trăsăturile, nu să ne strici aspectul. Adică, de ce ai vrea să te urățești? Punctul numărul 3 pe lista mea vine acum că tot a început sezonul estival, sau mă rog, urmează. Sunt costumele de baie, alea foarte micuțe, alea de tip absorbant, știți? Mai ales slipul ăla de tip absorbant. O femeie elegantă, nu că nu poartă bikini, de exemplu, sau nu poartă brazilien catul ăla, ci nu o să o vedeți niciodată purtând niște costume din alea de baie minuscule, ba mai mult trase până aici undeva la subțioi, așa, știți că sunt acele șireturi care sunt trase așa până sus ca să ne accentueze șoldul, să ne facă șoldul cât mai mare, să arătăm că avem fundul mare și bombat, iar o femeie elegantă nu o să facă niciodată așa ceva. Deci eu nu zic că femeile elegante nu poartă costume de baie sau că nu poartă costume de baie cu bikini, dar nu genul ăla, da? Genul ăla nu e elegant absolut deloc, arată rău. Credeți-mă că arată rău, oricât o fi de trendy și chiar îți strică din nou aspectul absorbantul ăla pus acolo, știți? Între picioare, legat cu niște spori. Că așa arată, ca un absorbant, indiferent de culoare, așa arată. Ca să nu mai vorbim de partea de sus, că de la slip de multe ori pleacă așa tot felul de șireturi și ajungem la niște bucățele foarte micuțe de material care numai aici așa stau. Cu siguranță o femeie elegantă nu o să poarte așa ceva. Never, ever, ever. Punctul numărul 4 se leagă de ce am zis și în clipul ăla, cu ce n-aș purta eu, dar nu de aia n-am pus în clipul ăsta, ci pentru că, în general, femeile elegante se vor feri de așa ceva, și anume de acele rochii de tip bodycon care sunt mult prea mulate, eventual cu porțiuni decupate, eventual prea scurte și cu decolteu prea lung. Niciodată nu o să vedeți o femeie elegantă în așa ceva, pentru că nu este elegant. Nu e nimic elegant la o rochie din aia care, prin care aproape că îți vezi textura pielii, și nu este nimic elegant să ai tot felul de decupaje aiurea pe piele doar ca să mimezi ideea că e sexy. Vă spun din nou că rochile alea nu sunt sexy deloc, rochile alea sunt chiar vulgare și, din păcate, sunt masiv promovate de majoritatea oamenilor și în ziua de astăzi, dacă vrei să fii trendy, trebuie să porți chestiile alea și sunt odioase. Deci sunt odioase. Trecem de la Adidas aia foarte chunky la rochile astea care sunt super mulate și te strâng de peste tot și au tot felul de bucăți tăiate din ele și sunt și prea decoltate și eventual și prea scurte. Și iarăși este un look care te degradează din toate punctele de vedere și cu siguranță nu o să vedeți femeile elegante din niciun stat, din alta societate, nicăieri nu o să vedeți purtând așa ceva. Pentru că, repet, sunt conștiente de ce li se potrivește și ce le vine bine și ce le pune în valoare. Nu trebuie o rochie ca să îți pună în valoare silueta, nu trebuie să fie, să te sugrume, să staie circulația și nici nu trebuie să-ți arăți pielea prin ea peste tot. Pe lângă faptul că cea mai tragică combinație pe care o poți face este cea de decolteu adânc cu fustă scurtă. E cea mai tragică, adică ce mai vrei mai mult de atât? Și tot în spectrul ăsta intră și hainele cu prea multă piele la vedere.
nu neapărat rochii, să nu ne limităm doar la rochii când ne gândim asta, dar sunt în ziua de astăzi foarte multe haine, mai ales dacă intrați pe magazinașele astea așa puțin mai ieftine, o să vedeți o mulțime de haine care au tot felul de cut-out-uri, pe unde te aștepți și pe unde nu te aștepți mai tare, pe acolo le găsești, tot felul de tăieturi de piele la vedere, de așa, bluze care sunt mai mult nu sunt decât sunt și așa mai departe, știți? Și ar fi bine totuși să aveți grijă, pentru că nu faci duce niciun beneficiu genul ăsta, adică prea multă piele la vedere nu ajută și cu siguranță o femeie elegantă nu o să expună niciodată mai multă piele decât este cazul. E bine să lași mai mult loc de imaginație decât să arunci totul pe tavă, știți? Este bine să-i lași, mai ales pe bărbați, dacă te interesează aspectul ăla, să-i lași să se gândească. Întrebați orice bărbat cu capul pe umeri și o să vedeți că o să prefere întotdeauna o femeie îmbrăcată în așa fel încât să îi lasă loc de imaginație, încât își pune întrebarea, da oare ce-o fi de desubt, da oare ce-o fi acolo unde se termină decolteul ăla, da oare ce-o fi mai sus de tăietura la fusta aia și așa mai departe. Adică mai bine lași un pic de loc de imaginație decât să pui totul pe tavă. Totul devine foarte insipid în momentul în care nu mai lași loc de imaginație și hainele cu prea multă piele la vedere iarăși transmit o notă de vulgaritate. Nu uitați ce v-am zis, că regula generală este de 80-20, adică 80% piele acoperită, 20% incluzând mâinile și fața, 20% piele descoperită, da? Prin urmare, trebuie să... Hai, nu zic 20%, dar un 29% acolo, 30% maxim să fie arătat, da? Nu prea mult, că după aia deja dăm în vulgar, dăm în trashy. Nu știu, mie îmi place că termenul ăsta al americanilor de trashy. Așa și... Nu știu dacă ăsta este mesajul pe care vrem să-l transmitem despre noi, pentru că v-am spus, prin ceea ce purtăm, prin atitudinea noastră, și transmitem un mesaj celor din jur despre noi, da? Și atunci, nu știu dacă ăsta e mesajul pe care vrei neapărat să-l transmiți despre tine, că ești trashy și că ești vulgară și că ești disponibilă tot timpul și așa mai departe, da? Numărul 6. Imprimeurile Army, în mod special, sau alea care sunt nu foarte definit, ușor de definit. În general, aici ca paranteză, în general, femeile elegante se țin la distanță de anumite tipuri de imprimeuri. Sau de imprimeuri în general. Mă rog, o să mai discutăm despre asta cu imprimeurile. E un subiect atât de vast și de complex de nici nu aveți idee. Dar... sunt anumite imprimeuri care pot fi elegante și care pot fi purtate foarte frumos fără nicio problemă. Dar, de exemplu, imprimeul Army n-are nicio treabă cu eleganța. Imprimeul Army este imprimeul ăla de camuflaj făcut pentru hainele militare care au un anumit rol. El, la baza lui, acest imprimeu a fost construit cu un anumit scop. Da, a fost făcut cu un anumit scop. După aceea a fost transpus în modă, ceea ce poate să pară interesant, doar că dă o notă foarte agresivă odată și pe lângă asta nu este deloc elegant, arată destul de rău. Plus că sunt tiparele alea, sunt destul de incerte așa și îți poate crea mai degrabă un deserviciu în ceea ce privește volumul pe corp, pentru că aduceți-vă aminte ce v-am spus în clipul ăla dedicat imprimeurilor, că acolo unde adăugăm imprimeu, adăugăm și volum. Automat, prin felul în care prin faptul că adăugăm imprimeu, adăugăm volum. Da? Deci mare atenție la genul ăsta de imprimeuri, că e complicat, e tricky. E tricky rău de tot, fiindcă nu dă bine, da? Nu dă bine și, în general, femeile elegante nu vor purta astfel de imprimeuri și nici imprimeuri din acele incerte. Acum am văzut prin magazine că sunt tot felul de imprimeuri la modă, cu tot felul de chestii, nu știu, niște dungi din astea care n-au o logică anume, niște... desene, niște aberații, niște... mai bine să stați la distanță de ele, dacă nu găsiți, mai ales că sunt și greu de combinat și nu, dacă nu vă e ușor să găsiți o combinație fericită cu care să o asociați, mai bine stați la distanță, pentru că nu. Da? Imprimeurile sunt
complicate în ceea ce privește eleganța, iar femeile elegante știu să jongleze odată cu imprimăurile și în al doilea rând să stea la distanță de alea care nu le fac niciun serviciu. Punctul numărul 7 este ăla dureros pentru românii, și anume logo-uri. Da, femeile elegante stau la distanță de logo-uri și aș vrea să vă dau aici exemplu englezii. Sau societatea, în alta societate britanică, da? I-ați văzut că ei au cumva o tradiție din faptul că nu poartă logo-uri. De multe ori știi în ce sunt îmbrăcați, dacă recunoști croiala, dacă există un tipar sau o croială oarecum, nu știu, bine definită, cum ar fi la Burberry, cu tiparul de la Burberry, da? Îți dai seama că ăla-i Burberry pentru că îl recunoști. Dar în rest, ei se țin destul de tare la distanță de logo-uri și de afișarea multor logo-uri. Hai că mai merge câte un logo discret aici de la Chanel pe o geantă sau de la YSL sau de la Valentino sau mai știu eu ce, câte un logo din ăsta care cumva reprezintă o casă cu reputație, nu orice aberație a apărut acum după, peste noapte, dar în general îi vedeți foarte, foarte, foarte rar, aproape niciodată, cu logo-ul pe ei și ați văzut câtă prestanță și câtă eleganță emană. Vorbesc de aristocrații britanici, nu vorbesc aici de casa regală sau de mai știu eu cine, da? Deci ați văzut câtă prestanță și câtă, cât de frumos le vine faptul că nu au logo-uri. Și am observat, apropo de asta, am observat că și în România criticii de modă au început să stigmatizeze din ce în ce mai tare afișarea asta de logo-uri și sper ca în câțiva ani să le intre și românilor în cap că nu e o idee bună să porți logo-uri peste tot, mai ales o amestecătură de logo-uri. A, că ai unul singur pe tine, hai că se întâmplă, hai că merge, trebuie că meargă, mai ales dacă este discret. Dar când ai așa o ciorbă întreagă de logo-uri pe tine, deja nu mai e ok. Știți, nu mai dă bine, nu mai arată bine și ar trebui să vă învățați, să vă obișnuiți, să vă feriți de treaba asta, pentru că nu ajută la nimic. Nu vă face niciun serviciu să vă expuneți logo-uri, nu interesează pe nimeni. La final de zi nu interesează pe nimeni câți bani ați dat pe hainele voastre, mai degrabă contează cum vă stă în ele. Că pot să fie cele mai scumpe haine de pe piață și să vă stea absolut odios. Și sunt cazuri. Slavă cerului că la noi avem destule cazuri de genul ăsta și pot să fie și cele mai ieftine haine și să vă vină minunat. Da? Contează mai degrabă calitatea unei piese de îmbrăcăminte, este mai importantă decât logo-ul din punctul meu de vedere, și croiala, da? Felul în care vă pune corpul în valoare. Iar asta nu ține de loguri, de branduri, ține de felul în care știi să-ți alegi tu hainele. Numărul 8 este iarăși o chestie pe care o regăsim foarte tare în societatea românească, din păcate, și anume un parfum prea puternic, prea țipător. Acum nu mă înțelegeți că femeile elegante nu poartă parfumuri puternice, dar e vorba aici de cantitatea pe care o aplici pe tine, pentru că unele persoane uită să se mai oprească din a face baie în parfum. Este una să-ți dai cu un parfum puternic și să-l folosești la ocazia potrivită și este cu totul altceva să faci baie în parfum, în Black Opium, la 35 de grade și să te duci la metrou și să intoxici tot metrou când ies pasagerii din metrou la prima stație să le vină tuturor să vomite, da? Deci este cu totul altceva. Prin urmare, mare atenție la parfumuri și mare atenție cum le asociați și cu ce în perioada zilei le asociați și cu ce outfit-uri le asociați și cu ce evenimente le asociați și așa mai departe, da? Deci, o femeie elegantă niciodată nu o să duhnească a parfum, indiferent cât este de scump, de minunat, de rafinat, de boem, de cum vreți voi că e parfumul ăla, n-o să duhnească de la 3 km a parfum, n-o să ajungă niciodată întâi parfumul și apoi ea, nu. Deci o femeie elegantă poartă parfum doar ca pe un iz. Parfumul se poartă, din punctul meu de vedere și din ce am studiat și din punctul multora de vedere, parfumul se poartă ca o aură, așa, trebuie să te învăluie ca o aură, adică cumva să fie o mireasmă așa care e asociată cu tine, nu ceva care o trăvește tot etajul, da? Deci, mare atenție pentru că uităm, am întâlnit foarte multe femei care uită aspectul ăsta și au de gând să o trăvească
o stradă întreagă dacă se poate. La numărul 9 avem prea multe culori într-o ținută, chiar dacă acele culori sunt din aceeași familie. Să spunem, spre exemplu, albastru, că știți că mie îmi place albastru. Dacă pui 4 nuanțe de albastru în aceeași ținută, deja e prea mult. Și o să ziceți ce are, că sunt 4 nuanțe de albastru, practic e aceeași culoare, doar nuanțele diferă. Nu contează, tot papagal arăți. Tot a papagal arăți dacă ai 4-5 nuanțe din aceeași culoare pe tine și tot un circ e pe tine, da? Uitați-vă iarăși la femeile din înalta societate, din toată lumea asta, și o să le vedeți că mai mult de 2 culori nu pun, hai 3 în situații excepționale, nu pun pe ele pentru că e prea mult dinamism, se bat în cap prea multe culori acolo, nu știi unde să te uiți, da? Ideea este să ai un punct central pe care să acorzi atenția și restul să vină să îmbrățișeze acel punct central, nu să se bată toate cap în cap. În momentul în care ai 4 nuanțe chiar din aceeași culoare, risci să se bată pentru atenție și nu cred că ăsta este lucru pe care ți-l dorești. Pe lângă asta, arăți-a papagal, repet, arăți ca și cum a căzut șifonierul pe tine. Sunt chestii de finețe, sunt chestii de detalii care nu se învață de pe zi pe alta, însă sunt foarte importante pentru că asta face diferența dintr-o femeie elegantă și un chici sau cineva care se pretinde elegant. Ca așa mai sunt multe din astea care se pretinde elegante și se dau ele că sunt mama eleganței în persoană și le vezi că sunt exact ce ziceam, un circ total și de branduri și de logo-uri și de toate cele și de culori și nu mai vorbim de comportament, da? Prin urmare, trebuie să avem grijă când vrem să ne elevăm pur și simplu ca persoană și ca stil și ca și fel în care arătăm, trebuie să avem grijă și la detaliile astea și să studiem puțin lucrurile astea. Am zis, sunt de finețe, poate pare enervante, dar sunt lucruri care atrag atenția, care la final de zi fac diferența dintr-o femeie elegantă și una care doar se vrea elegantă. Și punctul numărul 10 este iarăși unul din preferatele mele, pentru că iarăși parcă a nebunit lumea cu ele, și anume cu bijuteriile mari, masive, eventual din plastic sau din metale din astea dubioase, și prea multe la un loc, adică ca un pom de Crăciun așa, toate grămadă. Niciodată n-o să vedeți femeile elegante din întreaga lume, de unde vreți voi, luați-o din emisfera nordică până în aia sudică și luați-o din America până în Japonia, de unde vreți voi, femeile elegante nu le veți vedea cu tălângi din alea atâtea, cu broș atâta, cu coliere atâtea, cu 15.000 de inele pe toate degetele ca să fie, să se vadă, cu brățări până la cot și așa mai departe. Niciodată nu o să le vedeți așa. Din contră, le veți vedea mai cu precădere cu bijuterii minimaliste, da, decât cu chestii din alea. Știți că vă ziceam eu la un moment dat că dacă vă uitați la Casa Regală Britanică sau cea spaniolă, spre exemplu, că îmi place și de Regina Letizia, dacă vă uitați la casele astea regale, o să vedeți că cele mai extravagante bijuterii sunt broșele, care nu sunt chiar de dimensiuni uriașe, știți? Adică sunt de dimensiuni decente, sunt mai mari, într-adevăr, unele din ele, dar nu o trag pe Kate Middleton așa pe jos, nu le trăiește după ea, da? Iarăși, asta nu înseamnă că nu poți purta bijuterii masive, dar în general, uite, de exemplu, cu cerceii aia masivi, în general aia sunt de seară, nu pentru purtat ziua în amiaza mare. Și iarăși, asta cu bijuteriile intră la categoria de chestii de finețe care trebuie studiate și pe care trebuie să le înveți din mers dacă vrei să se vadă diferența de stil și de clasă și de evoluție între tine și una doar care se pretinde elegantă. Și da, cam asta a fost lista mea de 10 lucruri. Mai am încă 10 lucruri pe lista asta, că nu m-am putut opri, dar hai să vedem cum merge clipul ăsta și dacă vă place, mai facem unul. Chiar mi-ar plăcea să-mi spuneți și voi părerea voastră în descriere despre aceste lucruri, dacă le purtați, vă plac sau nu le vă plac, sau dacă sunteți de acord cu mine că nu prea aduc niciun beneficiu în materie de eleganță. Și
Și de asemenea puteți să lăsați în comentarii și alte lucruri pe care voi nu le considerați elegante și pe care considerați că n-ar trebui să le poarte o femeie elegantă. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut și v-am zis dacă vreți să vină și a doua parte, că e lista acolo în continuată. Și de asemenea nu uitați să vă abonați și să veniți și pe Instagram, că vorbesc în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip, că postez o dată la două zile, știți doar. Ciao!